Începem să alergăm pe loc. Ochii la mine, ochii la mine, ochii la mine, ochii la mine. Piane, piane, brațele sus. Și jos. Din nou, sus. Jos. Tot așa, da? Hop. Hai și voi, și voi, jos. Bine. Atenție, acum. Lovim apa tare, 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 tare. Atenție, stânga, sus, dreapta, stânga, dreapta, hai mai sus brațul, hop, hop, alternativ rapid, sus, 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 haide, 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 atenție, brațele în apă, tare, lovesc apa, cât pot de tare, tare, cu toată palma, da? Lovesc capa. Atenție, facem un val, dreapta, stânga. Mare, 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 mare. Stropim pe toată lumea din jur. Și rapid. Ha, 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 ha. Repede, 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 repede. Și mai tare. Abdomenul încordat, foarte bine. Și-o luăm de la capăt, alergăm. Hai mai sus genunchii. Hai mai sus genunchii. Foarte bine. Și tu ce faci? Atenție, amândoi genunchi odată la abdomen. Cu săritură. Sar. Și mai sus. Noi facem geno, da? Geno. Voi săriți, noi în geno. Hai cu săritura. Hai cu săritura. Jos, sus, jos, sus. Ne pregătim și toată lumea țipă. Sus bracele. Repede, 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 repede. Dă din brațe, dă din brațe, dă din picioare. Foarte bine, foarte bine. Ochii la mine. Lovesc, cobor. Lovesc, cobor. Este lovitură cu toată talpa, da? Lovesc, cobor, tot așa. Up. Up. Hai să vedem cine ridică piciorul cât mai mult. Hei! Hei! Și lateral, lateral. Hop! 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 E lovitură, da? Lovesc, cobor. Lovesc, cobor, lovesc, cobor. Bun, alergăm. Alergăm, alergăm, alergăm. Hai și cu brațele pe lângă corp. Mișcăm și brațele. Mai repede. Și mai repede. Oprim picioarele. Brațele în apă. Lovesc apa cu toată palma. Rapid și ha, ha. Tare, 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 tare. Bun, atenție. Brațele în aer. Cerc mare. Încă o dată. Ia să vedem invers. Și hop, hop, hop. Încă o dată, încă una, hai. Perfect. În apă, bate din palme. Bate din palme, să se audă. N-au nimic. N-ați mâncat astăzi. Tare, tare. Atenție, deasupra capului. Hop, hop. Să se audă. Încă. Go, go. Și acum combinăm. Odată în apă, odată sus. Apă, sus. Apă, sus. Excelent! Hai să accelerăm un pic. Hai cu viteză. Față, sus. Față, sus. Perfect, bravo, alergăm. 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 Excelent, atenție, ochii la mine. Mâinile în șol. Vreau să aplaudați cu genunchii.
Repede, repede, repede. O mână sus. Încă una. Imităm crabul. Ives. Haide, haide, du-te, 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 du-te. Dreapta, haide, haide, haide. Stânga. Pe loc. Repede, 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 repede. Aha, aha. Nu te opri. Bravo. Excelent. Bravo. Bună dimineața, Roxana. Bună dimineața. Bine ai venit alături de noi. Cam așa ar trebui să arate un antrenament de aqua gym, adică sport făcut în apă. Cam cât de mult ne ajută, Roxana? Să facem mișcările pe care poate le facem la sală sau la oră de aerobic, dar sub apă. Ideea este în felul următor. Cu fața atunci când lucrăm corect și depunem efort, în apă se consumă mai multe calorii decât am consumat este la un antrenament. Este mult mai greu să facem mișcarea respectivă. Este mult mai dinamic, este mult mai dificil pentru că trebuie să punem rezistența apei, dar este și safe în același timp pentru că nu există impact, nu avem presiune pe articulații pentru că ne susține apa. Asta ar fi unul dintre beneficii, nu? Sigur că da. Știu că foarte benefică este aqua gym-ul făcut și de către gravidețe. Bineînțeles, sigur că da, din același motiv. În momentul în care burtica e mare, greutatea e mai mare, presiunea se duce pe zona lombară. În apă, apa ne susține din greutate și putem executa mișcări pe care, probabil, pe uscat, ne-ar fi mult mai dificil, graviduțe fiind. Cât timp durează un antrenament? Depinde. Ședințele pot fi de la 30 de minute până la 60 de minute. Depinde de dorințele fiecăruia. Depinde dacă sunt clase mai light pentru persoane care au ceva afecțiuni medicale sau persoane graviduțe, se recomandă să se înceapă cu un program mai scurt și se treptat mărește numărul de minute, să zicem așa. Părinții de multe ori vor să-i facă pe copii să se obișnuiască cât mai mult cu apa, pentru că de cele mai multe ori le este frică de apă. Este bine să interacționeze și să facă astfel de mișcări copiii? Da, sigur că da. Aqua gym poate să fie într-un bazin unde pot sta cu picioarele jos sau pot să înot în sensul de calc apa, deci practic plutim toată ora. Tipul acesta de clasă este mult mai dificilă, dar se poate executa și dacă avem un suport care ne menține la suprafață, să zic așa, și atunci, din nou, efortul poate fi mai mare. Dar se recomandă copiilor să facă gimnastică în apă ca să treacă de teama de apă. Cam câte antrenamente pe săptămână ar trebui să facă o fată să aibă abdomenul tău? Eu nu mint, abdomenul nu se face doar cu aqua gym, se face și în sală, se face și acasă, la bucătărie, ca să zic așa. Dar e nevoie de multe, multe ore de aqua gym ca să dezvoltăm musculatura abdominală. Da, ca să vadă și cei de acasă mai bine despre ce vorbim noi aici, haideți să îți și încordezi puțin abdomenul, să vedem. Da, deci pătrățelele sunt câte? 6, 8? Deocamdată sunt 4, pentru că totuși este vară, mai mâncăm și noi o înghețățică, mai... Deci nu suntem chiar ușa de biserică. Dar aqua gym-ul, Roxana, spre exemplu, dezvoltă musculatura, ne ajută să avem un posterior ferm sau un abdomen... Foarte mult, foarte mult, în sensul bine lucrat? Dacă lucrăm corect, așa cum spuneam, în sensul că să ținem tot timpul spatele drept, abdomenul automat trebuie să stea încordat și se dezvoltă postura prin exercițiile pe care le executăm, postura corectă, că altfel toată lumea tinde să aibă o postură relaxată de la birou, de la viața cotidiană. Bănuiesc că este și o variantă de relaxare, dar și de dezvoltarea musculaturii, după cum am spus mai devreme, dar cred că și picioarele, nu le, sigur, le picioarele dezvoltă și le lucrează armonios. Picioarele sunt cele mai solicitate, mai ales când vine vorba de alergare în apă. Știm cu toții, dacă am încercat măcar o dată să alergăm în apă, cât de dificil poate să fie. Mai ales, după cum spuneam, la clasele unde nu stau cu tălpile jos, sunt forțați să pedalez efectiv tot timpul, să dau din picioare. Și atunci picioarele, da, sunt predispuse, fiind și grupa musculară mai mare, ele se resimt cel mai repede. Vorbeai și de afecțiuni ceva mai devreme. Care sunt principalele afecțiuni de care ne putem vindeca făcând aqua gym? Păi, în primul rând, tot ce ține de articulații, da? Dacă avem probleme cu articulațiile, dacă avem probleme cu coloana, hernie de disc, operații la genunchi, după cum știți și eu m-am operat anul trecut, am avut o ruptură de ligament și m-am recuperat făcând gimnastică în apă. Deci tot prin mișcare a fost recuperarea. Tot prin mișcare, sigur că și da. Și acum ești bine, pentru că știu că această operație este destul de complicată. Este o operație complicată, sunt bine pentru că sunt războinică și trag de mine să-mi depășesc orice prag
ca să fiu... Ești o adevărată sportivă. Roxana, îți mulțumim tare mult. Mare drag. Cine dorește să afle mai multe detalii despre mine, mă poate găsi pe Facebook, pe Instagram, Roxana Chiperi. Organizez și o tabără la munte în weekendul 22-25 august, unde o să facem mișcare, o să facem aquagym, o să alergăm prin munți. Cine vrea să afle mai multe detalii, mă găsește pe Facebook. Acolo te căutăm și îți dăm și un mare like. Mulțumim tare.